Dragi telespectatori, tema la care ne vom referi succint pe parcursul acestui episod este războiul global împotriva familiei și posibilele lui conexiuni nefaste. Sau, altfel spus, formulat ca întrebare complexă, există conexiuni reale între războiul global împotriva familiei și protocolul sau protocoalele de la Toronto, aprobarea căsătoriilor unisex din Canada, ulterior din Statele Unite, abuzurile serviciului Barnevernet din Norvegia și chiar Agenda 2030 pentru transformarea lumii? Este evident că în 25-30 de minute avute la dispoziție nu vom putea aborda extrem de complexa noastră problematică, dar o vom survola. Pornim în temerarul nostru demers de la versetul biblic din Ezechiel 33:6, care evidențiază responsabilitatea străjerului, acelui care vede pericolul venind, de a înștiința poporul. Iată textul biblic. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, voi cere sângele lui din mâna străjerului, încheia citatul. Așa că, în emisiunea de față, ne vedem obligați să vorbim despre acest război împotriva familiei, de care ar trebui fiecare din noi să fie conștient. Atacurile demonice împotriva căsătoriei și a familiei nu sunt nici de ieri, nici de alaltăieri. Ele și-au originea, după cum cu toții știm, în grădina Edenului. Pe parcursul istoriei însă, războiul declanșat împotriva primei instituții create de Dumnezeu, căsătoria heterosexuală, a cunoscut, după anumite perioade de acalmie, perioade de recrudescență majoră, atacurile îmbrăcând uneori forme terifiante, precum începe să se întâmple și în vremurile noastre. Și, ca exemplu, putem aminti evenimentele antifamilie de dată recentă, care se petrec în Norvegia și cu privire la care toți ar trebui să fim în cunoștință de cauză. Să ne referim așadar, în primul rând, la potențiala conexiune dintre războiul împotriva familiei și așa numitul protocol de la Toronto. Cu câțiva ani în urmă, a apărut un document controversat, de factură conspiraționistă, intitulat Protocolul sau Protocoalele de la Toronto, conform căruia, încă din anul 1967, ar fi fost întocmite niște planuri extrem de riguroase și laborioase, elaborate la comanda elitei planetei, în care, pentru a se realiza unificarea mondială, trebuia atacată cu prioritate familia. Acest adevărat război antifamilie ar urma să conducă, coroborat și cu unele măsuri de natură socială, economică și politică, la dezintegrarea națiunilor și implicit la facilitarea planului de globalizare. Prezentăm în continuare pentru edificare un amplu citat din acest controversat, dar și uluitor material. Pentru a ajunge cu certitudine la construirea unui guvern mondial, a unei noi ordini mondiale comunitare, în care toți indivizii, fără excepție, să fie supuși mondializării noii ordini, trebuie în primul rând să provocăm dispariția familiei, ceea ce va antrena din aceeași lovitură și dispariția preceptelor religioase ancestrale. În al doilea rând, trebuie să nivelăm toți indivizii, făcând să dispară clasele sociale, în special clasele mijlocii. Dar trebuie să procedăm astfel încât toate aceste schimbări să pare generate de voința populară și să aibă aparența democrației, slujindu-ne de cazuri izolate, dar amplificându-le la nivel extrem cu ajutorul contestațiilor studențești instigate de noi, al ziariștilor favorabil cauzei noastre și al politicienilor cumpărați, vom reuși să punem pe picioare noi organisme prezentând toate aparențele modernismului, cum ar fi un birou de protecție a copilului susținut cu o cartă a drepturilor și libertăților. Pentru reușita planului nostru mondial, trebuie să implantăm în toate societățile occidentale, și se referea la anii 1970, birouri pentru protecția copilului, ai căror funcționari, tineri intelectuali lipsiți de experiență, proaspeți absolvenți ai universităților în care sunt scoase în evidență principiile noastre mondialiste, vor respecta strict, fără discernământ, Carta Drepturilor Copilului. Cine ar îndrăzni să îi se împotrivească fără a fi identificat imediat cu barbariile evului mediu? Această carte, laborios pusă la punct, ne va permite, în sfârșit,
să reducem la zero orice autoritate părintească, făcând familia să se umple de indivizi opuși cu sălbăticie unii altora, protejându-și fiecare interesele personale. Această carte îi va încuraja pe copii să-și denunțe părinții autoritar, pretextând că sunt prea tradiționali, prea religioși. De asemenea, va contribui la a-i supune pe părinți unei psihoze colective a fricii, ceea ce va provoca în mod ineluctabil, de o manieră generală în societate, la o subminare a autorității părintești. Astfel vom reuși într-o primă etapă să producem o societate asemănătoare cu aceea din Rusia anilor 1950, în care copiii își denunțau părinții la stat și o vom face fără ca cineva să-și dea seama. Transferând astfel statului rolul patern, ne va fi mai ușor în continuare să acapărăm una câte una toate responsabilitățile care până la data respectivă au ținut de resortul exclusiv al părinților. Astfel, îi vom putea face pe toți să considere învățătura religioasă tradițională de origine iudeo-creștină un abuz contra copilului. Să înțelegem bine următoarele. Scopul nostru nu este acela de a proteja copiii, nici pe oricine altcineva, ci de a provoca dezintegrarea și apoi prăbușirea națiunilor, care reprezintă un obstacol major în calea punerii în aplicare a ordinii noastre mondiale. Acesta este motivul pentru care centrele de protecție a copilului trebuie să fie investite cu autoritate legală absolută. Ele trebuie să fie în măsură ca, după bunul lor plac, dar întotdeauna sub pretextul protejării copiilor, să-i poată retrage pe aceștia din mediile lor familiale originare și să-i placeze în medii familiale străine sau în centre guvernamentale deja atrase spre principiile noastre mondialiste nereligioase. Astfel, se va realiza spargerea definitivă a celulei familiale occidentale, căci fără protecția și supravegherea părinților lor naturali, acești copii vor putea fi handicapați definitiv în dezvoltarea lor psihologică și morală, ajungând să reprezinte, în virtutea consecințelor firești, prăzi ușoare, adaptabile la țelurile noastre mondialiste, încheiat lungul nostru citat, și colegii vor arăta site-ul de unde am avut acest citat laborios și extrem de discutabil. Fără a fi în măsură să acordăm credit deplin documentului din care am dat citatul, nu poate să nu surprindă pe orice om de bună credință modul în care ceea ce se întâmplă pe Mapamond în prezent, la jumătate de secol de la presupusa redactare a strategiei în discuție, acest mod concordă până la punct și virgulă cu planurile inițiale. Desigur, există și varianta ca acest document să fi fost scris mult mai târziu, după ce evoluția evenimentelor căpătase deja o anumită turnură. Nu știm. Oricum, trecând în revistă evenimentele ultimelor decenii de istorie postmodernă, vom menționa câteva atacuri asupra căsătoriei naturale heterosexuale desfășurate în Canada în anul 2005, pentru ca 10 ani mai târziu același fenomen să aibă loc și în Statele Unite ale Americii prin impunerea legalității căsătoriilor unisex luată de Curtea Supremă de Justiție în iunie 2015. Vom aminti apoi modul în care insidios s-au creat, după opinia multor cercetători avizați, condițiile necesare declanșării unui război concertat global împotriva familiei prin modul în care a fost întocmită Agenda 2030 pentru transformarea lumii, lansată în septembrie 2015 la sediul ONU de la New York. Și în final ne vom întreba dacă nu cumva Barnevernet, Serviciul de Protecție a Copilului din Norvegia, reprezintă unul dintre vârfurile de lance ale implementării noii faze a războiului global împotriva familiei, proiectul pilot norvegian antifamilie, urmând a fi multiplicat în viitor pe întregul Mapamond. Să ne referim așadar la proiectul Canada. În 20 iulie 2005, Canada a devenit a patra țară din lume care a legalizat căsătoria, sigur, noi o punem în ghilimele, unisex. Un jurnalist pe internet scria: în acea zi, soarele a răsărit ca întotdeauna. Oamenii s-au dus la serviciu. Misa zilnică a fost celebrată ca de obicei în bisericile catolice. Într-un cuvânt, viața cotidiană a continuat să se deruleze fără perturbări alarmante.
nu a existat în zilele și lunile următoare vreo creștere masivă a numărului de cupluri homosexuale care să se fi căsătorit, cu atât mai mult cu cât aceste căsătorii fuseseră deja legalizate încă din 2003 în 8 din cele 10 provincii ale Canadei. Nici speculațiile cu privire la posibilitatea unui turism dinspre Statele Unite înspre Canada cu scopul acestor căsătorii nu s-a concretizat. Iar după cum spunea același jurnalist, drapelul canadian nu a fost schimbat de la frunza de arțar la curcubeul LGBT. În paranteză fie spus, se pare că cineva a ținut seama de această observație, pentru că 10 ani mai târziu, site-ul Casei Albe a SUA a fost drapat în culorile curcubeului pentru câtva timp ca expresie și dovadă a marii victorii a democrației ce fusese câștigată prin verdictul Curții Supreme de Justiție. Încheiat paranteza. Totuși, în Canada ceva foarte semnificativ s-a întâmplat, spun analiștii, odată cu legalizarea căsătoriei unisex. Și acest lucru nu a fost libertatea totală a homosexualilor de a se căsători, ci efectuarea unui pas foarte semnificativ către, atenție, totalitarism. Doug Mainoring, care se autodescrie ca fiind un homosexual abstinent, salariat în cadrul Canavox, considera eforturile de redefinire a căsătoriei drept, citat, o formă de totalitarism incremental. Potrivit acestuia, homosexualii și lesbienele au fost folosiți de către progresiști ca pion pentru a aduce în față această chestiune de nișă, dar care are ca scop introducerea incrementală a totalitarismului. Libertatea de exprimare, drepturile părinților, dreptul de a predica și a practica propria religie și menținerea cuvenitei decențe în societate, toate au fost puternic afectate în acel moment sau din acel moment. Odată cu legalizarea căsătoriei unisex, ceea ce cu doar câțiva ani înainte era considerat aberant, s-a încetățenit ca un drept legal, iar ceea ce era o viziune normală și naturală asupra sexualității a fost redus la statutul de gândire retrogradă a unor bigoți, vinovați de infracțiuni motivate de ură, cum spun englezii hate crime. Legalizarea căsătoriei unisex a vizat interzicerea definirii căsătoriei heterosexuale ca normă. A vizat legitimarea statului de a refuza dreptul de a rosti unul dintre cele mai evidente adevăruri cu privire la natura umană. Cineva spunea că avem de a face cu o conspirație de punere în aplicare a nebuniei colective, de cultivarea dependenței psihologice și de atingerea controlului totalitar. Legalizarea căsătoriei unisex în Canada a decimat mișcarea socială conservatoare. Adoptarea legii privind căsătoria civilă unisex a fost înregistrarea oficială a divorțului de dreptul natural și de sănătatea mentală, așa cum acestea fusese redefinite până atunci. A fost un exemplu zdrobitor de revoluție politică și culturală, dar la un alt nivel a fost mai mult decât atât. Odată cu adoptarea legii privind căsătoria civilă, s-a înregistrat capitularea de la dreptul de a ne învăța copiii despre bărbăție și feminitate, despre soț și soție. Pentru că, se susține, pentru activiștii homosexuali, ținta au constituit-o dintotdeauna copiii. Practic orice homosexual este neobișnuit de preocupat de propria copilărie. Copilăria și pubertatea sunt cele mai dinamice perioade ale dezvoltării psihosexuale și toți homosexuali sunt nedumeriți cu privire la sexualitatea lor, spun specialiștii. Spre deosebire de animale, a căror sexualitate este pur instinctivă, sexualitatea umană este o combinație între instinct și socializare. Există mulți factori care contribuie la socializarea unui copil, familia, colegii, școala, cultura, dar toate acestea pot ajunge sub tutela statului care să dețină puterea emiterii legilor și aplicării pedepselor. Revoluționarii sexuali care au făcut lobby pentru recunoașterea juridică a căsătoriei unisex obținuseră deja toate beneficiile legale sau ar fi putut obține cu ușurință toate beneficiile legale de care se bucura căsătoria heterosexuală prin recunoașterea juridică egală a parteneriatelor civile unisex, dar acest lucru i-ar fi privat de premiul cel mai râvnit, puterea de a le refuza heterosexualilor orice pretenție de distincție și dreptul de a indoctrina pe copii în acest sens. Astfel că o dramatică revoluție a avut loc în Canada și mai nou s-a extins și spre Statele Unite.
se prefigurase de mult și nu-i se văd încă toate roadele, dar revoluția s-a produs cu siguranță, iar termenul care desemnează noul regim, spun unii cercetători ai fenomenului, începe cu T mare, să fie totalitarist sau teroare sau și una și alta. Viitorul va demonstra despre ce este vorba. Ne referim în continuare la Agenda 2030. Pentru cei suficient de bine informați asupra evenimentelor social-politice și religioase din lume, este aproape imposibil să nu facă, în lumina Sfintelor Scripturi, anumite conexiuni frapante între planurile globale de dezvoltare ale societății omenești în desfășurare și anumite evenimente punctuale care au loc sub ochii noștri, aici, colo, în anumite țări de pe mapa mond. Astfel, lansarea de către ONU la New York în 25-27 septembrie anului trecut a Agendei 2030 pentru transformarea lumii poate fi considerat evenimentul de cea mai mare importanță globală al anului 2015. Pentru implementarea acestui plan, fiecare națiune de pe planetă și-a declarat acordul prin semnarea documentului de către reprezentanții ei la vârf. Așa că prin conținutul și aplicarea acestei agende sunt vizați toți locuitorii planetei, cu sau fără acordul și știința acestora. Ceea ce surprinde este faptul că, deși a fost lansat un site aferent acestei agende și colegii vor prinde acest site pe ecran, mediatizarea acestei agende lasă mult de dorit, inclusiv și poate mai ales în România. Este demn de remarcat că pentru promovarea în premieră a noilor obiective globale au fost recrutate unele dintre cele mai mari staruri din lume, oferindu-se un mega spectacol în Central Park din New York, așa numitul Festival al Cetățeanului Global, la care se estimează că au participat mai mult de 60.000 de fani. Și nu a fost doar industria de divertisment cea care a colaborat la promovarea acestui plan nou al ONU pentru lume unită, ci însuși Papa Francisc a călătorit la New York pentru a da startul acestei conferințe prin cuvântarea ținută în 25 septembrie 2015 în fața adunării generale a ONU, înaintea adoptării documentului. Papa Francisc a considerat acest plan ca fiind, între altele citat, un semn important de speranță venit într-un moment foarte tulbure în Orientul Mijlociu și în Africa, încheia citatul. Așa că nu este de mirare că, având garanția celei mai mari autorități moral-spirituale a planetei, quasi general recunoscută, atunci când primul ministru danez Lars Rasmussen a bătut cu ciocănelul în masă pentru a da curs aprobării foii de parcurs a dezvoltării globale sustenabile, liderii și diplomații din cele 193 de state membre ONU s-au ridicat cu toți în picioare și au ovaționat și aplaudat îndelung. Agenda 2030, care cuprinde 17 țeluri sau obiective generale și 169 obiective punctuale, este atât de cuprinzătoare încât mulți susțin că este un adevărat program de guvernare mondială. Acest plan global grandios pe 15 ani, 2016-2030, dacă n-ar crea senzația că seamănă prea mult cu planurile utopice lansate în vremuri de tristă amintire, ar fi de-a dreptul entuziasmant prin conținutul și obiectivele lui generoase. Și dacă mai avem în vedere și triliardele de dolari puși în joc, anual, planul dobândește anvergura unui plan nemai întâlnit vreodată în istoria omenirii. Și ne-am dorit să fie așa, nu am avea nimic împotrivă, dar suntem obligați să scoatem în evidență o carență gravă a Agendei 2030, o eroare majoră prin omitere, care trezește și poate trezi multe semne de întrebare și îngrijorare, dovadă fiind și cele spuse în continuare. Este vorba despre eliminarea din document a sintagmei familie, ca element și fundament de bază a societății, a cărei transformare se dorește. În rezoluțiile ONU anterioare lui septembrie 2015, aplicabile, familia fusese prezentată întotdeauna ca fiind indispensabilă dezvoltării națiunilor și umanității. Familia fusese cea desemnată ca având responsabilitatea primordială pentru creșterea, protecția și cultivarea copiilor, educarea copiilor, iar copiii erau prezentați ca având nevoie pentru o dezvoltare deplină și armonioasă de creșterea lor într-un mediu familial, într-o atmosferă de înțelegere și dragoste. În Agenda 2030 însă, stupoare. Nici măcar conceptul de familie nu mai este menționat explicit, ce să mai vorbim despre definirea acesteia sau de menționarea principiilor protejării, consolidării, finanțării acestei instituții.
Cei care au studiat îndeaproape situația spun că în lungile dezbateri din cadrul ONU nu a existat intenția inițială a eliminării familiei din document. S-a dorit însă cuprinderea în această sintagmă de familie și a categoriilor LGBT și a căsătorilor unisex. Nereușindu-se acest lucru, adică să fie redefinit conceptul de familie, s-a recurs sub presiunea unor țări occidentale la tactica eliminării complete a conceptului de familie din document. Această omisiune este susceptibilă de a se întoarce, dacă popoarele nu vor veghea, împotriva familiei tradiționale, cel puțin în două moduri. În primul rând, fondurile uriașe care puteau fi alocate familiei, cum se întâmplase prin ONU până în 2015, vor căpăta cu totul alte direcții, posibil chiar potrivnice intereselor familiei, și în al doilea rând, familia, celula de bază a societății, va putea deveni ținta atacului concertat, facilitat de absența sub semnătura celor 193 de stat și de guvern, a unor norme general acceptate de protejare, de salvgardare și de sprijinire a instituției familiei. Mai este nevoie doar de o personalitate forte care să acceadă în calitate de viitor secretar general al ONU, începând cu noiembrie 2016, când expiră actualul mandat, și mai e nevoie și de un context mondial favorabil și implementarea agendei nu va mai fi o problemă. Dar să ne reamintim că la baza moral-spirituală a societății occidentale, care a constat în esență din valorile iudeo-creștine, acestea au făcut din familie cheia de boltă a oricărui edificiu social existent până în prezent. Ori prin atacarea și dezintegrarea instituției familiei, însă și existența națiunilor, a coeziunii colectivităților umane și chiar a umanității în ansamblu, este grav periclitată. Și orice om de bună credință trebuie să realizeze și să sesizeze acest lucru. Suntem cu totul pentru obiectivele care vor duce la bunăstarea omenirii, dar trebuie să veghem să nu ducă în schimb la nenorocirea umanității. Ne referim în ultimul rând la sistemele de tip Barnevernet. Să nu uităm că, așa cum se menționa în citatul de la început, în Rusia anilor 1950 se procedase la slăbirea familiilor prin deteriorarea relațiilor dintre părinți și copii, prin restrângerea drepturilor parentale și prin exagerarea și exacerbarea drepturilor copiilor, impuse prin serviciile așa numite de protecție a copilului. Se ajunsese la crearea unei atmosfere de învrăjbire în sânul familiilor până acolo încât copiii ajunseseră să-și denunțe părinții la stat, un fel de stat Dumnezeu, acestuia fiindu-i transferate responsabilități care până atunci au ținut de resortul exclusiv al părinților. Învățătura religioasă tradițională, de origine iudeo-creștină, conform căreia ascultarea de părinți era o obligație naturală și normală a copiilor, a ajuns să fie considerată în anumite cercuri comuniste, nu doar perimată, ci tratată ca un abuz contra copilului. Ne punem întrebarea, nu cumva istoria se repetă în prezent? Nu cumva în baza unei legislații foarte atent și tendențios elaborate și prin amplificarea cu ajutorul mass media unor cazuri izolate de abuz, se va ajunge la întreținerea unei situații tensionate în sânul familiei cu un dublu efect nefast. În primul rând asupra părinților, care nu vor putea să-și exercite drepturile parentale naturale asupra propriilor copii, dar și asupra copiilor, care vor ajunge singuri, răniți și nefericiți. Nu cumva Carta Drepturilor Copilului, atunci când aceasta este incompatibilă cu Carta Dreptului Creatorului Divin de a stabili ordinea în familie, se va întoarce tocmai împotriva copiilor? Căci fără protecția și supravegherea părinților lor naturali, acești copii vor putea fi handicapați definitiv în dezvoltarea lor psihologică și morală, ajungând să reprezinte, în virtutea consecințelor firești, o pradă foarte ușoară pentru pornirile lor instinctuale primare. Nu cumva ținta diavolului devine și ținta legislației formulate care reduce la zero orice autoritate părintească, făcând familia să se umple de persoane opuse unele altora, protejându-și fiecare interesele proprii, părinții pe ale lor, copiii pe ale lor, aducând blestem în loc de a aduce binecuvântare? Dacă așa vor sta lucrurile, copiii vor fi încurajați să-și denunțe părinții autoritari, pretextând că sunt prea tradiționali, prea religioși, iar părinții vor fi supuși unei psihoze colective a fricii, ceea ce va produce disfuncționalități majore în viața normală a familiei, inclusiv în creșterea armonioasă a copiilor.
Considerând că au niște responsabilități mesianice vis-a-vis de copii, angajații instituțiilor de protecție a copiilor, dispunând de legi favorabile sau abuzând de acestea, vor putea să-i retragă pe copii după bunul lor plac din familie, dar întotdeauna sub pretextul protejării copiilor. Smulgerea, și încheiem cu această afirmație, la 16 noiembrie 2015, din sânul familiei româno-norvegiene, a copiilor familiei Bonnariu, Marius și Ruth, inclusiv a unui bebeluș de 3 luni, care era la sânul mamei, fără grija și preocuparea de asigurarea unei minime legalități din partea atotputernicei organizației Barnevernet, ne conduce în mod natural la o întrebare legitimă. Nu este cumva Barnevernet din Norvegia un vârf de lanci al celor care își propun distrugerea familiei și a creștinismului, uciderea lui Dumnezeu în inimile oamenilor? Nu cumva agenda 2030 pentru transformarea lumii în absența lui Dumnezeu, a conceptului și a principiilor familiei naturale, tradiționale, în absența valorilor iudeo-creștine, va conduce la niște părinți și la niște copii nefericiți? Ne-am dorit din toată inima să nu fie așa, dar trebuie să veghem și să vedem dacă nu cumva înspre așa ceva ne îndreptăm. De modul cum va fi rezolvat cazul familiei Bodnariu și nu numai al acesteia, vom avea răspunsul dacă avem de-a face cu o aberație a unei instituții care și-a pierdut direcția sau că este vorba tocmai de direcția nefastă spre care ne îndreptăm. Fie să ne rugăm și să milităm ca abuzurile comise împotriva acestor familii să înceteze și lumea noastră să-și păstreze măcar o doză minimă de normalitate. Altfel, viitorul nu arată deloc bine. Dar cei care cunoaștem Biblia știm că chiar dacă va veni o mâine care plânge, acesta va fi urmat de un poi mâine care râde, un poi mâine, un viitor cu Dumnezeu, care să nu uităm, are ultimul cuvânt. De aceea, să ne încredem în Dumnezeul nostru, în Tatăl nostru iubitor, care este în același timp și un Dumnezeu al oștirilor, un Dumnezeu al armatelor. Dumnezeu să ne ajute!